Tudor Buzatu e și fiul Gabriele Crețu, soția lui Dumitru Buzatu, senator de Vaslui, pe care am vizitat-o la Parlament. Am întrebat-o ce inițiative legislative a avut pentru a ajuta oamenii care au trimis-o în Parlament. Eu sunt profesor de științe social-politice și încerc odată să învăț pe oamenii care lucrează în presă. Deși e un risc foarte mare și o să devin dușmana lor, să nu întrebe lucruri care n-au relevanță. Insistăm să ne spună totuși aceste lucruri considerate de ea irelevante. De exemplu, ca senator de Vaslui, pentru acești oameni la acest moment, cred că am susținut și reușit să aducem investiții de, vă citesc suma exactă, dacă îmi permiteți să o citesc, 90.641.344 roni. Noi! Gabriela Crețu vorbește de investiții de 19 milioane de euro într-un județ care are nevoie de mult mai mult. Discuția se mută și spre accesul vasluienilor la sănătate, alt indicator de civilizație. Întrebam de celelalte localități din județul Vaslui care sunt mai departe de reședința de județ și vă dădeam exemplu spitalului din Negreș, care este în continuare în paragină. Da, întrebați-l pe guvernul Boc. PSD s-a lăudat atât în campania electorală cât și ulterior că a redeschis spitalele. A deschis suficiente spitale care au avut, au îndeplinit criteriile care trebuia să îndeplinite. Și nu trebuiau îndeplinite acele criterii și pentru acest spital? De ce nu l-a îndeplinit? Dacă aveți obsesii, vă rog frumos, noi construim acum un spital excepțional la Vaslui. În Vaslui? Deci, vă rog frumos, eu cred că nu știți cu cine vorbiți. Vă rog. Ba da, știm, e parlamentar din 2004, a fost și europarlamentar. Este profesoară, dar și autoarea mai multor cărți, între care amintim Femei din toate limbile, uniți-vă și Femeile sunt de vină. Construiți un spital? Nu. Am spus că trebuie să mă duc la ședință. Ați spus că mă întrebați o chestie de două minute. Da, pentru că v-am întrebat de inițiativele legislative pe care dumneavoastră le-ați depus pentru oamenii care v-au votat în 2016. Nu Parlamentul European. Nu aveți dreptul să faceți asta. Ce se pare că se cheamă... Deci vă rog frumos... Deci nu vreți să dați o explicație privind oamenii care... Dar nu am de ce să vă dau dumneavoastră explicații, Ștefane. Eu am crezut că sunteți o persoană de bun simț ca majoritatea celor din presă cu care lucrez excepțional. Deci ți-a tare, am spus. Deci dumneavoastră nu vreți să le explicați vasluienilor pentru ce v-au votat în 2016? Nu, le explic, eu mă votează, ei nu-i nicio problemă. Cum se cheamă? Nu mă tem de serviciu, da? Ce?